Este pentru prima dată când un consiliu de nominalizare se transformă într-unul de eliminare la Survivor România. Daniel Pavel a făcut un anunț neașteptat și trist pentru unul din concurenții de la Survivor. Prezentatorul competiției a anunțat scurt că drumul tău se oprește aici. Este pentru prima dată când într-un consiliu de nominalizare, cel de-al doilea din această săptămână, un concurent este eliminat. Să fie vorba despre unul dintre faimoșii implicați în cel mai răsunător scandal de la Survivor România sau un concurent care a suferit o accidentare. Înaintea marelui anunț din consiliu, întregii concurenți sunt siderați de conflictul dintre Ștefan, Zani și Sebastian Chitoșcă. După altercația avută în urmă cu o zi, Zani declară că nu este vorba despre gestul lui Ștefan față de el, ci de cei care îl țin de mână, așa cum spune faimosul, referindu-se strict la Elena Marin, care, în opinia lui, îl întoarce împotriva lor. Războinicii, mai cu seamă Albert și Sorin, sunt de părere că este un moment propice să profite de pe urma scandalurilor de la faimoși pentru a câștiga cât mai multe puncte.